Salutare, prieteni! În acest videoclip veți vedea câteva imagini destul de amuzante cu bătrânelul Dolofan în costum roșu și cu un sac de cadouri. Dacă iubești magia sărbătorilor de iarnă, pune like și abonează-te! Acest videoclip magic a fost filmat pe 25 decembrie în 2010. Stăpânul casei susține că acesta este adevăratul Moș Crăciun. Altcineva nu putea să intre la el în casă. Priviți cum a ajuns acesta, prin cămin. După ce a pus cadourile sub brad, a plecat. E foarte impresionant. Nu am crezut că este posibil așa ceva. Acest videoclip a fost filmat în Dublin, în ajun de Crăciun. Pasagerul avionului filma luna și brusc a observat că ceva zboară pe lângă aceasta. Operatorul acestui video susține că a fost adevăratul Moș Crăciun. Se pare că moșul deja a pus cadourile sub pomul de Crăciun și pornește spre altă casă. Copiii mici cu siguranță se vor îndrăgosti de acest video. Moș Crăciun cu sania trasă de reni zboară peste New York când ajunge de Crăciun. Se pare că merge să împartă cadouri celor mici. Nu știu cum voi, dar eu când văd așa imagini, cred și mai mult în magia sărbătorilor de iarnă. Păi cine poate fi dacă nu mult îndrăgitul bătrânel care ne-a făcut copilăria frumoasă? Iar acest moș a fost surprins într-un mod mai diferit. Aceste imagini au fost filmate de un locuitor din Islanda. Seara acesta a observat cum pe cer trece o sanie trasă de reni. Eu cred că acesta este adevăratul Moș Crăciun. Voi ce părere aveți? Iar acest personaj nu poate fi numit Moș Crăciun. Acesta a intrat noaptea pe geam și a furat toate cadourile de sub brad. Poate așa procedează Moș Crăciun cu copiii răi. Le ia cadourile și le dă celor cu minți. O sanie cu reni a fost văzută de niște locuitori din Anglia. Aceste imagini sunt cu adevărat impresionante. Un zbor către New York cât pe ce să devină o adevărată tragedie pentru pasageri. În fața avionului a zburat ceva foarte neobișnuit.
La început, toți au crezut că este un alt avion, dar dacă priviți mai atent, seamănă foarte mult cu o sanie trasă de reni. Moș Crăciun și Grinch, hoțul Crăciunului, au început o luptă foarte aprigă. Copiii îl susțin pe Moș Crăciun. Probabil sprijinul lor l-a ajutat pe Moș să facă acest truc. Grinch este învins, Crăciunul e salvat. În aceste imagini puteți vedea o aterizare nereușită a lui Moș Crăciun direct pe spate. Sper că este în regulă! Dacă copiii voștri nu cred în bătrânul cu barba albă și burtă mare, arătați-le acest video! Dacă și voi credeți în magia sărbătorilor de iarnă, puneți like și scrieți un comentariu. Sărbători luminate și fericite alături de cei dragi! La mulți ani!